Salut! Plimbându-mă pe bulevardul Banu Manta, am ajuns la numărul 25, unde am dat de o terasă foarte interesantă. Hai să intrăm! Suntem la restaurantul Casa Satia, împreună cu Luca, cel care a avut ideea înființării acestui centru naturist. Deci, în afară de restaurant, de fapt găsim o mie de alte lucruri aici. Spune-ne tu despre asta. Încă nu chiar o mie, dar câteva găsim pe aici, pe acolo. Găsim o sală de cursuri, se țin tot felul de cursuri de spiritualitate și dezvoltare personală. Găsim un spa, găsim un magazin local și online. Găsim o terasă frumoasă, răcorită cu particule de apă ionizate. E ceva special în legătură cu bucătăria Casei Satia? Da, cred că sunt destule lucruri speciale în bucătăria Casei Satia. Preparate foarte sănătoase, cu ingrediente ecologice, cu ingrediente combinate după anumite principii ale medicinei tradiționale ayurvedice, încât cumulul acestor condimente să fie foarte bune și compatibile cu corpul uman. Folosim făină integrală, numai făină integrală, numai zahăr de trestie, ouă ecologice, sare de mare neiodată. Deci sunteți foarte, foarte buni prieteni cu natura, am înțeles. Iar aici pe masă cine au adus? Da, uite, raita de castraveți. O mâncare foarte delicioasă, bazată pe iaurt și anumite condimente ce stimulează digestia. O salată cu broccoli și cu migdale și cu încă niște sosuri speciale. Și ceapă. Și un pic de ceapă de decor. Broccoli foarte alcalin, o mâncare alcalină și benefică pentru organism. Iar o raita de morcovi, ceva deosebit, bun. Și un chigerit de avocado și roșii, o mâncare cu linte și orez. Combinația dintre cele două, generând o proteină foarte complexă. Și desert? Eu sunt foarte compatibilă cu desertul, deci dacă ar fi ceva. Ayurveda recomandă în mod ideal deserturile să fie mâncate separat, ca o masă separată, cu distanță de minim 2 ore față de celelalte mese. Dar în cel mai rău caz, înainte de masă, niciodată după. Da, pot recomanda un desert, desert divin, e un desert favorit al multor oaspeți ai noștri. Desert divin. Este delicios. Trebuie neapărat să veniți și voi. Este extraordinar de bun.